Primarul Nicolae Barbu a ieșit azi în fața jurnaliștilor pentru un anunț de ultimă oră. Guvernul a aprobat în ședința de miercuri suma de 25 de miliarde de lei din fondul de rezervă pentru încălzirea municipiului Giurgiu. Ni s-a aprobat ieri în ședința de guvern 25 de miliarde pentru încălzirea orașului Giurgiu. Sunt exact banii de care avea nevoie orașul ca sistemul centralizat să funcționeze. Cu acești bani se va cumpăra gazul necesar pentru furnizarea energiei termice, gaz ce va ajunge, se pare, până în lunile ianuarie-februarie. Deși primarul a declarat că banii au fost alocați grație parlamentarilor giurgiuveni, s-a arătat extrem de surprins de faptul că guvernul a alocat aceste fonduri. Sincer, nu mai credeam că vor veni banii acestea. Săptămâna trecută la ședința de guvern s-au luat toți banii care se încasaseră la nivelul Ministerului de Finanțe și s-au dat către salariile persoanelor, însoțitorilor persoanelor cu handicap. Știind că ieri a fost o zi mai dificilă și o cumpănă și o ispită mare la nivelul Alianței, eu zic că, până la urmă, interesul oamenilor a primat față de anumite ambiții politice. De precizat este faptul că, pe lângă demersurile făcute de primarul Nicolae Barbu și directorul Global Energy Production pentru alocarea fondurilor de la guvern, o mare contribuție o au și deputații Nicolae Florian și Radu Popa. Pentru corecta informare a opiniei publice vreau să fac câteva precizări. Marți, în jurul prânzului, am fost informate către domnul deputat Florian Nicolae că domnul director Sorin Cepraga are nevoie de un ajutor financiar în vederea încălzirii giurgiuvenilor în luna ianuarie. Atunci l-am rugat să vorbească cu domnul director Cepraga și să-mi trimită pe mail o informare cu privire la situația exactă. După ce am primit informarea de la domnul director Cepraga, am trimis-o primului ministru, care după ce a citit-o a spus că va pune pe ordinea de zi din ședința de guvern care avea să urmeze a doua zi, respectiv miercuri. Miercuri dimineață, după ce m-am asigurat că agenda guvernamentală conține și problema Scop Giurgiu, am informat pe domnul director Cepraga și pe domnul deputat Florian Nicolae. Ulterior, așa cum ați aflat, o parte din banii necesari încălzirii în luna ianuarie au fost aprobați de guvern. Sper că în cursul lunii ianuarie să facem demersuri pentru ca restul banilor să ajungă la Giurgiu. Vreau să le spun celor care se bat cu cărămida succesului în piept să aibă grijă că s-ar putea să se rănească în mod gratuit. Tuturor giurgiuvenilor le transmit sărbători fericite și un sincer la mulți ani.